Evenimentul Better Together, ce a avut loc în Parcul Lunca Argeșului Pitești, și-a propus să transmită mesajul că fiecare copil din România are dreptul să crească într-o familie permanentă, să se simtă iubit și protejat și să fie înconjurat de o comunitate binevoitoare. Scopul evenimentului a fost acela de a aduce la oaltă familii adoptive alături de copiilor, cărora le-a oferit șansa de a avea o familie. Pe cine avem aici? Pe mami! Mami, a fost greu să luați decizia aceasta? La început a fost greu pentru că am avut probleme de infertilitate, am trecut prin foarte multe investigații legate de treaba aceasta și într-un final am luat hotărârea și am luat decizia să înfiem un copil. Pentru soțul a fost mai greu până l-am convins și într-un final avem... Procedura este grea în sine de adopție? Da. Noi am așteptat aproape 4 ani. Am așteptat ca să avem minune acasă. Dumnezeu așează lucrurile așa cum știe și cum este o minune. Ce să... A fost alegerea. L-ați ales sau cum v-a ales? Nu, am intrat în potrivire. Doamnele ne-au chemat că am intrat în potrivire. Noi mai intrasem în potrivire și cu alți copii, dar nu a fost să fie. Da, și într-un... Undeva este soarta sau mâna lui Dumnezeu. Da, bineînțeles. Dincolo de autoritate. Da, exact. Și cum este viața dumneavoastră acum? S-a schimbat radical. Da, s-a schimbat bine. Eu sunt căsătorită de 21 de ani și vă dați seama, timpul în care am așteptat să avem copilașul nostru, nu s-a putut, v-am zis și mai devreme, iar Andrei pentru noi este tot ce este mai bun, este binecuvântare, este o minune, este tot ce ne-am dorit. Mămicile care au făcut acest pas al adopției au și câteva sfaturi pentru familiile care doresc să adopte. Să aibă încredere, să aibă răbdare în primul rând, pentru că, da, necesită timp și este de durată procedura de adopție, dar cu răbdare, cu credință în Dumnezeu și cu înțelepciune, totul se rezolvă. La nivelul județului Argeș sunt 100 de copii adoptabili care așteaptă să meargă acasă, acolo unde sunt cei care le vor fi părinți pentru totdeauna, și 130 de familii care așteaptă să împlinească destinul unui copil. Este într-adevăr o zi specială dedicată dumneavoastră, probabil cei mai fericiți părinți astăzi, care sunteți împliniți din două motive. În primul rând pentru dumneavoastră și în al doilea rând pentru acești micuți care în sfârșit și-au găsit o familie. Sunt convins că drumul pe care l-ați parcurs până aici n-a fost deloc ușor, dar cred că satisfacția că acum sunteți alături este compensatoare. Eu vreau să vă felicit pe toți pentru familiile frumoase pe care ați reușit să le întregiți, iar celor mici le urez să crească mari și frumoși, să aibă realizări deosebite cu care să-și bucure părinții. Se spunea mai devreme că nimic nu poate înlocui familia, așa e și noi, credem, indiferent de condițiile fizice pe care le oferim într-un centru de plasament, într-o casă de tip familial sau la un asistent maternal, nimic nu poate fi ca o familie adevărată. Și aici contez pe sprijinul dumneavoastră, al familiilor care au încercat această experiență și contez că veți convinge cât mai multe familii să încerce să acceseze profilul public al copilului. Nu înseamnă că acolo sunt copii care sunt greu adoptabili, ci dimpotrivă, acolo ei au ocazia să vadă mai multe, să aibă mai multe informații despre copii. Este păcat să nu dăm șanse cât mai multor copii. Și în același timp să nu ne împiedicăm de prejudecăți, că trebuie să provină dintr-o familie bună, că trebuie să fie perfect sănătos, că poate fiecare dintre noi la un moment dat avem o mică problemă de sănătate, da? Nu știu, un strabism. Am întâlnit de-a lungul timpului copiii care nu erau acceptați pentru că aveau un strabism. Haideți să dăm o șansă copiilor de a trăi într-o familie. Pentru că interesul nostru nu este să ținem copiii în sistem. Și da, am auzit și mai devreme și mă bucur că autoritățile locale au informații, că sunt 40 ceva de mii de copii în sistem. Sunt 40 ceva de mii, dar din cele 40 ceva de mii de copii, numai 6.000 sunt declarați adoptabili. Dar din cei 6.000 de copii, 4.000 sunt peste 7 ani. Și probabil că deja știți de la cunoștințele dumneavoastră, de la prietenii dumneavoastră, că mai toate familiile vor copii mici. Eu cred că a venit momentul să arătăm că și noi putem adopta și copii mai mari. Cum o fac și ceilalți? Un copil la 7 ani încă
poate fi cumva modelat așa cum vă doriți dumneavoastră. În data de 2 iunie, în România, se sărbătorește Ziua Națională a Adopției, instituită prin legea numărul 21 din 17 martie 2014, inițiată cu scopul de a onora familiile care au adoptat deja, dar și ca un eveniment important de promovare a conștientizării nevoilor copilului lipsit de grija părintească și a nevoii adopției acestuia.